Salut și bine ați venit la canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delici. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună o rețetă pe care bunica o făcea în preajma sărbătorilor și anume biscuiți de casă. Acești biscuiți vor fi un deliciu de care se vor bucura copiii și nepoții voștri. Pentru această rețetă avem nevoie de 3 ouă, 250 grame untură, 250 ml lapte, 2 lingurițe bicarbonat, 2 lingurițe zeamă de lămâie, 500 g zahăr, 2 lingurițe esență vanilie, coaja de la o lămâie, 1 kg 300 făină. Începem prin a stinge aluat. După aceasta, omogenizăm ouăle. Următorul pas este să adăugăm untura într-un bol. Și să amestecăm un pic. Adăugăm ouăle și laptele. Și omogenizăm. Următorul pas este să punem bicarbonatul stins. Zahărul. Esența de vanilie. Coaja de lămâie și amestecăm bine până se topește zahărul. Adăugăm treptat făina și începem să frământăm până nu mai rămâne făină. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Lăsăm la odihnit aluatul 10-20 de minute. Pentru că mașinile de tocat și formele pe care le folosea bunica se găsesc din ce în ce mai greu, vom folosi o metodă nouă de a modela biscuiții cu ce avem în casă. Modelăm în acest fel după care folosim o scobitoare de frigărui în acest fel. Și gata, am modelat biscuiții. Ce spuneți? Adăugăm foaia de copt în tavă și ungem cu un pic ulei. Punem biscuiții în tavă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 10-15 minute.
Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Poftă bună!